Discutăm despre acest meci, așteptăm reacții de la Craiova. O să avem și alte lucruri din fotbalul internațional. O să vedeți ce declară Dan Petrescu, ceva realmente surprinzător la adresa adversarului de mâine, Eugen Neagoe. O să vedeți și o declarație lui Adrian Marcu despre Simona Halep și, mă rog, scandalul în care este implicat. Așadar, multe alte lucruri în afară de acest meci. Invitații mei de la această oră, bună seara, Constantin Zota, Iulia Miu. Bună seara. Salut. Cine câștigă un punct, cine pierde două sau nu pierde nimeni două puncte și, practic, e corect scorul la ceea ce am văzut și s-a jucat? Dacă luăm după faptul că primul gol a fost înscris de Craiova, putem spune că Hermașteatul câștigă un punct, mai ales după o perioadă grea. Da? După multe înfrângeri și un punct, cred că este bun pentru Hermașteatul. O primă reacție din Bănia, ascultăm pe Butean. Pe care îl muncim în fiecare zi la antrenament, pe care îl lucrăm, încercăm să respectăm ceea ce ne cere antrenorul și să ne bucurăm de fotbal până la urmă, că asta este scopul. Totuși, pragmatic și astăzi, că ați marcat la primul șut pe poartă. Primul șut pe poartă, dar am mai avut o ocazie să înscriem și se pare că meciul ăsta nu ne-am mișcat așa cum ar fi trebuit sau așa cum ne-am fi dorit. Pot să zic că am fost surprinși de atitudinea lor și de pressingul pe care îl făceau. Ne așteptam să îi scoatem din pressing, știam că o să vină peste noi, dar credeam că o să ne iasă mai bine ieșitul din pressing. Asta este, ne pregătim pentru meciul următor, s-a terminat turul, avem un meci restant și suntem bucuroși de punctele pe care le-am strâns până acum și urmează să jucăm și meciurile în continuare, care au mai rămas. Mult mai bine din punct de vedere ofensiv, după minutul 75, schimbările au avut așa un aport important. Da, asta cred că este treaba antrenorului, să simtă jucătorul care intră în teren. Contează și momentul când face schimbarea și se pare că ne ajută. Avem un lot unit, un lot omogen și fiecare știe ce are de făcut când intră în teren. Chiar dacă este puțin, chiar dacă uneori sunt folosiți mai puțini anumiți jucători, când intră dau tot pe teren și lucrul ăsta se vede și asta ne ține în viață. La acest pe Paraschiv să iasă gol getter, e centrat astăzi la gol. Da, îmi doresc să-mi fac treaba. Ăsta este unul din rolurile mele, să reușesc să susțin atacul. Mă bucur că i-am dat un asist și să o țină tot așa, să ajungă golgheterul echipei și al campionatului. Mulțumit după acest tur? Mulțumit într-o mare măsură, dar ne învață Mister să ne dorim mai mult, simțim că putem mai mult și uneori suntem frustrați că nu ne alegem cum au fost meciurile trecute cu puncte. Meritam, cred că, la fiecare meci câte un punct. Se pare că am avut și o serie mai proastă în care am pierdut, dar suntem optimiști și mergem mai departe și dăm drumul la treabă. Punctul ăsta deblochează așa situația, să spunem, tensionată, starea de spirit de la echipă? Putem să spunem și așa, dar nu simțeam neapărat că o situație tensionată. Ne dorim la fiecare meci victoria. Acum să sperăm că acest punct o să ne ajute în continuare să mergem la victoria. Mulțumesc! Succes. Mulțumesc și eu! Bun, Iulian, impresiile tale despre meci? Hermașteatul este o echipă care a promovat, să nu uităm acest lucru. Ea ne-a obișnuit la un moment dat cu rezultate foarte bune. Normal să mai vină și anumite căderi, dar rămâne o echipă care știe să joace la rezultate foarte multe ori. Astăzi s-au retras destul de mult în prima parte, după care în partea a doua au avut ocazia care am văzut-o și noi destul de mare, da, e imensă, dar e tot pe contră. La 0-0. Da, la 0-0 au o ocazie mare de tot. În rest îi încearcă în a doua repriză și vine acest gol dintr-o pasă pe jos, tot o semicentrare, pot să-i zic așa, unde ei fac lucrurile așa cum trebuie. Eu am încredere în ceea ce fac ei, e o echipă normală, nu știu dacă au transferat foarte mulți jucători și uite că se poate și fără foarte multe transferuri atunci când promovezi. Sau da, după ce promovezi. Din perspectiva asta, și nu știu așa ce salarii au, adică cred că e o echipă care e cu salarii modeste pentru acești jucători care sunt undeva în primele 3, 4, 5... Ce înseamnă salarii modeste? Normale pentru Liga 1. Adică dacă te raportezi la cine salarii modeste? La primele 7-8 echipe. Asta cu siguranță. Cu siguranță, da. Păi, da. Dar pe de altă parte, dacă sunt acolo salarii de 4.000-5.000, nu se pare că la un club de Liga 1, dacă un jucător câștigă 5.000 de euro, e modest salariu. Păi eu vorbesc de locul pe care ei îl au în clasament, adică să te menții acolo cu, da, salarii mai mici. Da, poate fi conjuntural, știi cum e. Hai să-l ascultăm pe Mădărășanu, că el află și interviu.
Cristian, plecați cu un punct după acest joc de la Craiova. Mulțumit cu această remiză? Logic că mi-aș fi dorit mai mult, dar după trei înfrângeri în campionat îmi doresc să fie un punct de moral, pentru că s-a văzut lucrul ăsta. Am spus-o că încrederea se pierde foarte ușor. Am câștigat-o de-a lungul etapelor, odată cu rezultatele bune, după aceea am simțit asta, s-a văzut și în anumite momente. Spuneam la început că au calitate foarte bună, foarte mare jucătorii Craiovei. Asta a făcut ca noi să ne retragem în multe momente, presiune pe noi și am pierdut foarte multe mingi. Asta mi-a arătat că totuși am fost temători. Îmi pare rău că n-am jucat la fel ca în momentele în care am jucat cu doi atacanți. Am pus presiune pe ei, poate și la căldura 1-0 sau au dorit să conserve rezultatul, dar îmi felicit băieții și cei care au intrat, pentru că după câteva meciuri, în sfârșit, cei care intră după bancă intră cu plus. Da, schimbările au avut efectul scontat și după minutul 75 echipa arăta mult mai bine din punct de vedere ofensiv. Da, și în prima repriză și datorită pressing-ului lor foarte agresiv, am avut o ocazie foarte mare la 0-0, pentru că, da, vă spuneam, în momentul în care am avut rezultatele bune, am fost și o echipă foarte eficientă. Aveam una, două ocazii, marcam un gol. Aveam trei ocazii, marcam două goluri. Și de data asta am ratat și pe urmă am fost taxați. Dar, repet, până la minutul 70 au pus presiune tot timpul pe noi. Și când ne încăpățânăm să jucăm pe o anumită zonă, când este o zonă aglomerată, atunci s-au obișnuit să paseze scurt și se fac greșeli, rămâne adversarul în treimea noastră, apar fazele fixe, probleme. Dar una peste alta, repet, este un punct muncit și îmi doresc odată cu punctul ăsta să recăpătăm încrederea. Vorbeam și cu jucătorii, e un punct obținut așa cu șansă, pentru că ați marcat la primul șut pe poartă. Da, așa este. Avem jucători cu calitate bună și șutori chiar, și mereu îi cer, pentru că nu încercăm poarta, chiar dacă nu nimeresc ținta. Important e ca să marchezi gol, trebuie să dai la poartă. După aceea, normal că trebuie să prinzi și cadul porții. Dar sunt meciuri și meciuri. Asta e situația. M-aș bucura să fim așa eficienți, apropo de primul șut singurul pe spațiu porții. Și noi am pierdut la Cluj, la fel, cu singurul șut pe spațiu porții, am pierdut punctul pe care cred că îl meritam. Credeți că rezultatele negative din ultima vreme au venit și pe fondul unor restanțe salariare? Nu vreau. Ca să înțelegeți, din punct de vedere al salariilor, suntem cu banii la zi. Restanțe sunt banii din urmă, asta că mă tot întreb și nu vreau să-ți evit întrebarea, dar nici nu vreau să marșăm prea mult pe subiectul ăsta. Din punct de vedere salarial, banii sunt la zi, doar restanțele din sezonul trecut. Terminați acest tur mult peste așteptări, după cum anticipau unii specialiști, întrucât Hermașa de nou promovată cu 23 de puncte. Dumneavoastră, sunteți mulțumit cu acest bilanț? Da, sunt mulțumit, însă puteam și mai bine, puteam avea multe puncte, dar trebuie să fim sinceri, puteam avea și mai puține. Acum, normal, în momentul în care am avut acel parcurs foarte bun, așteptările sunt foarte mari, lumea își dorește mult mai mult, eu trebuie să fiu echilibrat chiar și la flash-uri și la interviuri, pentru că lumea trebuie să înțeleagă. Este primul an al nostru după promovare și nu este ușor. O echipă omogenă, nu foarte multe schimbări și tocmai de asta mă bucur. Cred că am avut un parcurs bun pe acest tur, dar îmi doresc mai mult. Sunt sincer, vă spun asta, visez la mai mult. Spuneau și jucătorii dacă își doresc play-off-ul. Da, ne dorim. Este normal să jucăm, pentru că, vedeți, este un campionat foarte echilibrat. Rezultate neașteptate, cum spuneam mai devreme, poate Farul, chiar dacă a avut două evoluții mai puțin bune, au luat totuși 4 puncte la Sipsi și cu Rapidul. În rest, cam toate echipele au suferit, au avut o criză de rezultate și noi, și încă o dată spun, cu punctul ăsta sper să îmi doresc să mergem mai bine. Mulțumesc! Seară succes! Bun. Da, eu cred că are un mare merit, Mădărășanu, tot ce s-a întâmplat în acest an, și nu mă refer în acest sezon, adică inclusiv promovarea, primăvara, acel play-off de Liga Secundă, unul care a gestionat, probabil a avut un cuvânt și el de spus în ce ziceai și tu, să nu schimbăm lotul pentru că am încredere în jucători, a avut tăria să lase pe bancă niște jucători gen Hora, adică să nu se lase copleșit de faptul că au un nume și să-i folosească. Mi se pare că
cred că are și mână liberă, da, oamenii de acolo pare, au încredere. Cum ai spune că vrea mai mult, să vrei mai mult în momentul de față, înseamnă să ajungi pe locul 3, 2, poate și 1. Nu, vreau play-off, probabil, asta mai mult. Ce înseamnă? Că dacă ești pe locul 4, măcar să te menții. Nu, știu, dar eu cred că asta, mai mult decât ceea ce și-au propus la începutul campionatului. Mai mult față de obiectivul inițial, dar la cum sunt acum, sunt ok, locul 4, dacă se mențin chiar și... Senzațional, nu e ok. Și poate să mai coboare. Îl ascultăm și pe Gane. Așa să zic, pe o greșeală de-a noastră și ne-am dat posibilitatea să ultimele minute să vină puțin peste noi și nu cred că era cazul. Da, v-au surprins acolo la gol, că practic au marcat la primul șut pe poartă. Da, nu știu dacă ne-au surprins, dar cred că am făcut o greșeală noi ca echipă și așa a fost faza să fie. Cum vezi ieșirea din situația asta, pentru că n-ați mai câștigat în campionat de o lună și jumătate? Da, vă dați seama că este o situație destul de grea, dar nu avem ce să facem și trebuie să ne revenim, pentru că numai noi putem să scoatem echipa din acest moment. Vă afectează faptul că echipa nu are un antrenor principal în momentul de față? Nu cred, pentru că până la urmă suntem noi jucătorii care intrăm pe teren și știm foarte bine ce avem de făcut. Dar n-a venit acel declic, spunea Marius Crăitoru, că înainte să plece, că echipa are nevoie de un șoc și iată că nici rezultatele nu vin. Da, într-adevăr. Da? Și era în direct? Da, l-am ascultat pe George Gran, nu dau seama exact ce s-a întâmplat. Deci a fost întrebat dacă e o problemă, că echipa nu are antrenor și a zis nu e o problemă? Este... Da, nu câștigă de nu știu câte etape. Nu. Este evident că de la mare distanță am văzut de ce Hermașnat în seara asta pe final are o altă evoluție, da. Echipa mult mai bine pregătită fizic și cu mai mult curaj. Chiar arătam și la faze fixe, cum intra un careu, câte pe acțiune, 3-4 jucători la cornere, 6 contraatacuri lucrate, iar fizic jucătorii Craiovei, care, eu știu, la 1-1, nu? Când nu trebuiau să treacă de timp, ei aveau crampe. Este evident că acolo este o lipsă de autoritate. Jucătorii nu sunt pregătiți. Păi și observ că jucătorilor le convine. Cel puțin lui Ganea îi convine. Păi, din moment ce spune, atâta timp când nu face antrenamente tari, îi convine. Nu e nicio problemă dacă nu... Nu, el asta nu vrea să deranjeze. Nu știu, cred că... Încă cum adică nu vrea să deranjeze? Nu vrea să deranjeze. Păi ce dacă spunea, da, avem nevoie de un antrenor, deranja? Păi asta e evident. Adică păi și cum spune, dar, e bine să nu retrogradăm. Cam așa spui. Dar crezi că ei nu simt acest lucru? Nu vor să spună în fața camerelor, dar știm cu toții că... Spui chestiunea asta am jucat, trebuie să ai nu un antrenor, trebuie să ai antrenorii, adică antrenorul principal, secunzii, antrenor cu portarii. Deja lucrurile trebuie să fie mai... Asta e chiar o discuție importantă, pentru că eu nu-mi dau seama de ce Mititelu întârzie numirea unui antrenor. Mai ales că echipa e într-o criză de rezultate, alunică în clasament, poate ajunge foarte jos după această rundă. Probabil că e negociere cu cineva și nu poate să hotărească repede. Păi, bănuiesc asta, nu că nu vrea să pună, dar totuși, când echipa e într-o astfel de situație, eu cred că trebuie să grăbești un pic, așa mă gândesc, că a fost președinte și știți cum e în situații de genul ăsta, că jucătorii mereu caută să-și găsească alibiuri, da. Că n-avem antrenor, că preparatorul, că, mă rog, jucătorii ca jucătorii. Nu știm care sunt discuțiile acolo. Poate jucătorii au promis că fac ei lucrurile atât de bine și nu mai au nevoie să mai aducă atât de repede un antrenor. Dar asta, dacă te lași... Dacă vezi că, să știi că mai... sunt poate patroni care mai ascultă de... Așa ceva, de dacă se va ajunge la o chestiune genos. Dacă mai ai un pic și îmi spui că pe rând va fi antrenor fiecare câte două etape dintre jucători și vor conduce antrenamentele pe rând câte 3-4 zile. Bine... Nu m-ar mira deloc să văd chestiuni de genul ăsta prin România. Adică la cât amatorism am văzut pe la anumite cluburi și ce se întâmplă, nu, cred că asta chiar ar fi prea mult. Nu, asta să stai fără antrenor și tu, conducător sau patron, să vorbești cu grupul forte de capitani, nu? Și cu ei să hotărești ce se întâmplă. Ok, poți să ai niște discuții și trebuie să ai discuții cu capitani, nu? Asta este clar. Dar antrenorul e antrenor, iar antrenorul este autoritatea în vestiar și la marginea terenului.
Deci există, adică trebuie să existe un singur șef. Nu că eu vă dau dreptate. Și ăla este antrenorul. În timp ce vorbeați dumneavoastră acum, mă gândeam, și asta este o chestiune reper pentru fotbalul românesc, cât de repede se poate răsturna tot într-un timp foarte scurt. Pentru că eram aici, când s-a jucat derbiul Craiovei. Cum arăta FC-ul Craiova? Foarte bine. Cum arăta FC-ul Craiova? Că era o echipă despre care spuneam că va termina nu în play-off, se va bate la cupe europene. Eram încântați efectiv de cum joacă. Chiar dacă a pierdut acel meci. Da. Câte au trecut de atunci? 2 luni și jumătate? Și ajunge în halul ăsta? Ca să vezi cum se schimbă lucrurile. Gândește-te că dacă apar problemele din punct de vedere fizic, deja lucrurile... Nu mai poți recupera. Nu le poți recupera. E o perioadă când deja s-a făcut frig, terenurile vor veni și ploile, terenurile vor fi mai grele și automat dacă tu nu știi să gestionezi bine, dar nu știu cine să o gestioneze în momentul de față, situația care este la Craiova, poate să aibă o problemă destul de mare. Gândește-te că o să se joace o bucată de timp pe vremea asta care este destul de neplăcut. Răsută și pe golkeeperul Craiovei, pe Popa. Reușit să câștigă nici în această seară, cum mai descrie tu acest joc? Bună seara! Da, într-adevăr, criza continuă. Până la urmă, este bine că am reușit să marcăm. Posesia a fost de partea noastră. Jocul este cât de cât, să zicem, că ne reglăm. Am jucat cam, după părerea mea, la 50% din potențialul nostru. Greu de digerat pentru tine ca portar să iei gol la primul și pe poarta adversarului? Foarte greu. Vă dați seama, mai ales că nici nu am analizat faza, dar a fost o fază, a lăsat-o printre picioare, a plecat din linia a doua atacantul și a fost acolo 2 contra 1. E o fază în care poate cu puțină șansă sau dacă dădea prost, lovea prost mingea, avea mai mult, puteam să o scot, să fac mai mult. Pe seama cărei explicații să punem faptul că nu mai reușit să câștigați 2 luni și jumătate în campionat? Așa, motive ar fi multe, dar eu cred că principalul motiv ar fi lipsa de rezultate, lipsa de reușite. Să zicem că din moment ce lipsa aceasta de rezultate și de reușite apare o anumită frustrare care... Frustrarea te duce într-un loop, să zic așa, se tot repetă și aparent mai apare și ghinionul, nici norocul nu este de partea noastră. Și cam astea ar fi motivele, intri într-o stare aceea în care nu poți să ieși numai printr-un rezultat pozitiv. Ciudat să vezi că galeria nu e alături de voi? Nu cred că este ciudat, pentru că le dau cea mai mare dreptate. Au dreptate, merităm asta, cu toate că sunt prea dur cu noi, jucăm acasă, zici că jucăm în deplasare, într-adevăr, au toate motivele să fie supărați, dar avem și noi nevoie de ei. Până la urmă au fost niște meciuri, într-adevăr, nu au fost rezultatele de partea noastră, dar până la urmă și cu voluntari și cu mine avem, au fost niște meciuri bune. Să zicem că această stare mai puțin bună a venit după meciul cu Chindia. Da, eu înțeleg, au tot merită din lume să fie supărați, dar până la urmă deci ei trebuie să înțeleagă că avem nevoie de sprijinul lor, chiar dacă suntem unde suntem, pentru că nu trebuie să fim uniți doar la bucurii și când vin vremurile grele să ne despărțim, sau trebuie să fim în continuare uniți și numai cu ajutorul lor putem să trecem peste astfel de momente. Cu siguranță asta nu este nici primul moment prin care trecem și nici ultimul o să fie, cu siguranță. Ți se pare că se simte faptul că aveți un antrenor principal? Da. Poate să zicem că un antrenor principal poate să vină cu altă stare de spirit, alt vibe, o anumite idei de joc, depinde de stilul antrenorului, dar până la urmă cheia este tot la noi. Este tot la noi. Dar cum am spus, în această seară am arătat mai bine ca meciurile trecute. Se spune că ar putea veni Victor Pițurcă la echipă. Ți-ai dori să fie antrenat de dânsul? Nu știu nimic. Nu am auzit nimic.
dacă cine o să vină, sper să facem treaba împreună. Normal, până la urmă, Victor Pițurcă este, domnul Victor Pițurcă este o legendă. Cu siguranță mi-ar face plăcere să fiu antrenat, dar asta n-am auzit nimic. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Nu știu unde e varianta asta cu Pițurcă. Da. Mie îi se pare o variantă fantezistă. Nu e fantezistă, e SF, SF, adică. Nici el nu e foarte convins că aducerea unui antrenor principal schimba cu mult. A fost mai blând decât Ganea în exprimare, dar a zis da, poate ar veni cu o altă stare de spirit. Este clar că acolo se întâmplă ceva. Și știi, Dane, ce îmi interesește ideea? Croitorul nu este un antrenor și un personaj care să renunțe ușor. Un tip ambițios, un tip care își dorește performanță și a arătat-o, s-a bătut pentru fiecare punct, pentru fiecare jucător, s-a luptat cu patronul. Aici a făcut ceva. A renunțat prea ușor la Craiova. Faptul că acest antrenor și personaj, Croitorul, renunță ușor, mie îmi spune că acolo sunt lucruri în interior, lucruri grele de trăit și la fel au stat lucrurile și cu Mutu. La fel au stat lucrurile cu mulți antrenori. Adică Napoli e de fiecare dată adus ca să salveze, salvează pentru că a salvat echipa, după care lucrurile se, cele două părți se despart atât de ușor. E clar că se întâmplă ceva exact cum spuneți. Sunt și pe cel care a condus echipa de pe bancă și la acest meci în lipsa lui Croitoru plecat de la echipă prin demisia. Așa la primul șut pe poartă. Nu pot să spun neapărat că ne-au surprins, dar schimbările efectuate. Eu zic că a fost până la urmă o greșeală colectivă și golurile așa se primesc în urma unor greșeli. Ne pare rău că nu am reușit să luăm cele trei puncte. Mergem înainte. Ce credeți că se întâmplă cu Bauza? Nu mai are aceleași evoluții ca la începutul sezonului. E adevărat. Pepe nu mai e jucătorul care era. Vine după o accidentare destul de gravă. Și ok, refăcut, dar nu mai e același pe care era. O lună jumătate a stat afară și probabil că încă e afectat. Criza se prelungește și ajungeți la o lună și jumătate fără victorie în campionat. Cum vedeți ieșirea din această situație? Cum am spus și înainte de joc, aveam deja 6 jocuri fără victorie, incluzând și meciul de cupă. Acum a venit din nou un rezultat de egalitate. Nu e ușor. Suntem chiar într-o situație delicată, dar nu avem ce face. Nu avem ce face. Așteptăm. Așteptăm și meciul cu Farul. Așteptăm și sprijinul suporterilor. Și ușor, ușor să ne revenim. Da, galeria dezamăgită astăzi a protestat și n-a... Eu înțeleg că sunt dezamăgiți. Sunt fani pătimași, iubesc echipa. Nu e ușor nici pentru ei, chiar înțeleg. Credeți că se simte lipsa unui antrenor principal la echipă pentru jucători? Marius Croitoru spunea când a plecat că e nevoie de un șoc la echipă, șocul n-a venit. Rezultatele n-au fost pozitive. Cu siguranță că e nevoie de un antrenor la echipă, dar întrebarea asta ar trebui să o adresați conducerii. Când hotărăsc dânsii, nu știm noi, am mai spus-o, noi suntem angajați și ne facem treaba. Până la noi ordine. S-a scris în presă că la Craiova ar putea veni Victor Pițurcă, ce ar însemna revenirea lui la Craiova. Am citit. Ar fi fantastic, vă dați seama. Ar fi fantastic. Nici nu știu ce să vă spun. Pur și simplu fantastic. V-ați dori să lucrați cu dânsul? Cine nu și-ar dori să lucreze cu domnul Pițurcă? Mulțumesc, seara. Și eu vă mulțumesc, seara bună. Mai sunt oameni la Craiova care realizează totuși că e nevoie de un antrenor. Adică jucătorii o țin pe lor și, în fine. Avem câteva faze de arbitraj, trecem repede prin ele, pentru că n-aș înălți să spun că au avut așa o mare greutate, cum am văzut în precedentele zile și chiar în meciul de mai devreme, cel dintre Voluntari și Chindia, când s-a anulat un penalti dictat de arbitru cu intervenția VAR. În minutul 42, un galben la Opruț. De repede, nu insistăm foarte mult pe faze.
vorbim aici de două intervenții sau doar de una? Domnul Dota. De două. Nu, de două intervenții, ok, dar de două care intervenții de avertisment sau doar prima e de avertisment că lovește cu cotul în... Ei, a doua nu mi se pare. Nici mie nu se pare. Nu mi se pare. Ok. A prima intră cu forță și... Uh-huh. Minutul 43, un posibil penalti pentru Craiova. Mă rog, s-a solicitat hands aici. Pe acest șut care este deviat, dar să vedem cu ce e deviat, arbitrul Feșnic acordă corner. Cu picior. E decizie corectă. Și chiar dacă era, cred că dacă are în mâna, n-are ce... Mâna lui deja e lipită. Dar nici nu putea să sară mingea atât de tare. Și nu sărea așa. Așa. Că sărea în stânga, exact. Nu sărea sus. Da, da. Din picior sare sus. Că așa da. E... În fine. Minutul 53, intervenția pe care o are Răuță aici. Pentru care primește cartonaș galben, acum întrebarea e dacă e suficient galben ce face Răuț aici. Bine, ca de fiecare dată, comportamentul Răuț și modul în care se comportă nu ne conduce la comportamentul unui fotbalist. Da. Este galben clar, dar e la limită, adică gestul urât. Nu și-are rostul un astfel de comportament, să-l tragă, să... Bine, la sfârșit nu-l lovește. Că dacă îl lovește, lucrurile se duc într-o altă direcție. Dar e urât. Aici parcă chiar discutam noi, parcă vrea să ia galben. Așa pare, da. Da. Dar pentru că nu și-are rost. La mijlocul terenului, în lateral, sau are ceva de împărțit cu Bauza. Bun, vedem clasamentul după... aceste meciuri. S-a jucat ieri Rapid Faru 1-1, astăzi mai devreme Voluntar Chindia 0-3 și evident FCU Craiova cu Hermannstadt 1-1. Faru e pe primul loc. Atenție, CFR are 9 puncte mai puțin decât Faru, dar 3 meciuri în minus. Teoretic, pe hârtie, ar putea să ajungă și ea la 34 de puncte. Nu știu în ce măsură ar putea egala golaverajul Farului, care e foarte bun. Da, mă rog, contează mai puțin golaverajul. Hermannstadt este în continuare sus. Mă raportez și la unde era Petrolul acum 3-4 etape, da. Că tot pe acolo era și iată unde a ajuns. Hermannstadt de bine de rău și atenție că Hermannstadt are și ea un meci mai puțin față de primele două clasate. Jos, FCU Craiova trece de UTA, dar UTA urmează să joace. Mă refer la cele două echipe, că erau echipe cu pretenții de play-off. Și FCU Craiova și UTA, sau sunt, mă rog, în continuare. Dar atenție, între locul 6, facem abstracție de numărul de meciuri, între locul 6, care e ultimul de play-off, și Ucluj, care e penultima, sunt doar 5 puncte. Da. Și mai sunt 15 etape, cel puțin, că unele echipe au chiar mai multe meciuri disputate. Și Craiova, din câte știu, în campionat, joacă cu Faru și după aia cu CFR. FCU Craiova, te referi. Da. Următoarele două etape. Da. Da. Asta este programul. Bun, mâine avem al doilea meci dintre Universitatea Cluj și CFR. Primul a fost în Cupa României, în etapa de debut din faza grupelor și a fost un meci bun, terminat 1-1 într-o atmosferă deosebită. Să vedem câți spectatori vor fi mâine, dar mă gândesc că dacă au fost la un meci de cupă într-o joi seară spre 20.000 de spectatori, absolut remarcabil, de ce n-ar fi la un meci de campionat care are o miză totuși superioară? Și după un meci bun, bun, exact. Făcut de ambele echipe, dar în special de Ucluj. Exact. Da? Suporterii celor de la U au încredere acum, nu? După meciul ăsta, pentru că au dominat. E adevărat, CFR-ul a venit cu o echipă îngropită, nu a venit cu cea mai bună echipă, dar Ucluj a jucat frumos. A avut ocazii, a dominat. Eu cred într-un meci cu orice rezultat la final. Răsută pe Dan Petrescu, vă spuneam la începutul emisiunii că a vorbit despre acest meci și face o declarație surprinzătoare la adresa lui Eugen Neagoe, antrenorul Universității. Cu un adversar, ați văzut și în cupă, foarte agresiv, foarte bine organizat. De când a venit Neagoe,
echipa, nu știu dacă a pierdut decât două meciuri, cred, doar cu Farul și cu Rapid, adică cu primele două. Ne așteaptă iar un meci foarte greu. Acum sper noi să fim puțin mai buni, mai agresivi și să avem, eu știu, mai multe ocazii de a marca goluri. Dar cel mai mult m-ar bucura un rezultat, o victorie. Asta e cel mai important, indiferent cum am jucat. Dar, într-adevăr, trebuie să jucăm mai bine decât am făcut-o la primul meci cu ei. Eu îl știu foarte bine pe Neagoie, tot timpul, oriunde a fost, oriunde, spuneți-mă echipa unde n-a făcut treabă. El a făcut la Dinamo, poate că nu l-au lăsat. Și săracul a avut probleme atunci grave. Chiar atunci am vrut să-l iau un lot, după ce a avut acea problemă, să-l iau la mine, că m-am gândit că poate din cauza problemelor nu o să mai poată să antreneze niciodată. Și chiar l-am sunat și am zis, dacă ai nevoie și vrei să vii cu mine să lucrezi, m-aș fi bucurat, pentru că știu ce valoros e. Și sunt convins că cea mai bună alegere a lui Cluj a fost să-l aducă pe Neagoie la echipă, iar el știe să-i motiveze, știe să-i antreneze și asta se vede la felul cum joacă. Frumos a vorbit de Eugen Neagoie. Că a dorit să-l ajute gândindu-se că poate din cauza acelei probleme pe care a avut-o Neagoie nu mai poate să fie antrenor principal, dar să ajute într-un staff, că multă lume a interpretat că de fapt a vrut să-l umilească, că îl iau secund. Nu, eu văd altfel, că am fost atent și la nuanța tonului folosit, da. Cumva să-l protejeze, să nu mai apară în față și să exact, dar ca să fie pentru, și să lucreze în continuare în fotbal. Dar ai nevoie de foarte mulți oameni. Vorbeam mai devreme de staff și de ceea ce se întâmplă la FCU Craiova, unde n-au, nu știu cine e pe acolo, eu nu-i cunosc pe oameni, dar în fine, e treaba lor, ei știu mai bine ce au de făcut, dar nu cred că o să meargă așa foarte mult timp și o să vezi că o să aibă probleme. Mi-a plăcut și mie meciul dintre cele două echipe din Cluj. Clujul e un oraș mare, poate să vină iarăși undeva la 20, 25, poate 30 de mii, de ce să nu vină? Vremea e destul de ok, se și încălzește. Eu cred că vor veni oamenii să vadă un meci frumos, cum a fost și cel din cupă. Foarte interesant va fi de urmărit modul în care va gestiona Petrescu această săptămână, începând de mâine până duminica viitoare. Mai sunt meciuri și ulterior, dar zic așa, duminică-duminică are Ucluj, apoi deplasare în Turcia cu Sivaspor, apoi deplasare la București cu Rapid. Adică oare poate să ducă CFR-ul astea trei meciuri în mare, în aceeași formulă? Nu, că s-a și dovedit că începe să schimbe. Să... Nu, în ultima perioadă facem asta de meciul cu Cluj din cupă. Dar el a avut dubla cu Slavia, meci în campionat și încă un meci, a dus patru meciuri. Astea sunt, toate trei meciurile sunt foarte importante pentru el. Da. Adică meciul de cupă cu Cluj era altceva. Era al treilea obiectiv. Da, asta e și motivul, cred că a fost să-l adormă puțin pe Neagoie cu declarația asta înainte de meciul de mâine, dar nu cred că îi ține. Însă eu cred că va folosi primul, nu știu ce, și mâine și cu Siva și în Giulești. Măsura în care n-apar accidentări, suspendări și așa mai departe. El, Dan Petrescu, a fost supărat după meciul din cupă. Chiar spunea despre jucătorii care au jucat și cei care au jucat mai puțin, s-a și văzut că n-au dat același randament și era cam supărat Dan Petrescu. De asta o să vedem din cei care au jucat în cupă, o să vedem foarte puțin de acum încolo. E și normal, în cupă au intrat, cred că a început meciul cu 3 sau 4 jucători sub vârstă, adică de U21, ceea ce la Petrescu nu se întâmplă chestiunea asta, dacă nu e constrâns de vreo regulă ceva, să apeleze la astfel de jucători. Da, rămâne e să de urmărit ce se va întâmpla. Bun, până să trecem la fotbal internațional, spuneam că vreau să le dăm o declarație sau câteva declarații făcute de Adrian Marcu pe subiectul Simona Halep. Bănuiesc că știți deja, Simona Halep a fost depistată pozitiv la un control antidoping în timpul turneului de Grand Slam de la US Open în urmă cu o lună. Și evident că de aici au avut loc foarte multe reacții și vor mai continua și pe parcursul zilelor următoare. Ascultăm și pe Adrian Marcu vorbind despre acest subiect delicat în care e implicată, din păcate, Halep. Foarte, foarte atentă, foarte, foarte atentă și cu medicația, foarte atentă și cu partea de nutriție. Întotdeauna era, ca să zic, se întreba dacă ea chiar trebuia să ia ceva, era o legătură cu partea de antidoping, adică
Nu, din punctul meu de vedere, exclus. Ceva, o băutură, o, nu știu, chiar nu pot să vă spun chestia asta, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Vreau și eu să gândesc puțin. Mă duc la US Open, unde joc cu meci la două zile. Sunt probabil cea mai bine pregătită sportivă. De ce aș face așa ceva? Nu văd un mobil pentru treaba asta. Adică dacă am fi vorbit probabil de o altă jucătoare mai slabă din punct de vedere fizic, hai să zic că ar fi încercat. În plus, haideți să ne gândim de câți ani e Simona acolo în top. Câte controle antidoping a făcut până acum? Aproape la fiecare concurs ai un control antidoping. Nu văd cine ar putea să-i vrea rău unui sportiv de calibrul Simonei, care a fost tot timpul un exemplu în pregătire și în lupta care o făcea pe teren, în tot ce a făcut ea pentru tenis. Era Teo care veghea acolo și când era ceva în legătură cu o băutură, cu orice, avea un contact, suna și întotdeauna, înainte să se întâmple ceva, avea siguranța că acel lucru nu este ceva ce se poate dăuneze, să se-i dăuneze. Mă gândesc că totuși sunt niște oameni care sunt foarte bine pregătiți în domeniul în care activează și teoretic ar trebui să nu se fi putut întâmpla așa ceva. Am vorbit puțin cu ea, i-am spus că suntem lângă ea și cel puțin eu sunt ferm convins că orice s-a întâmplat nu era cu voia ei. Și acum am simțit-o puternică, dar eu cred că, exact cum a spus și ea, acesta e un meci care încă nu l-a avut până acum și cred că e un meci în care tu în meciurile de tenis poți să influențezi tu mai mult ceea ce se întâmplă. Aici cred că va trebui să fie foarte bine sfătuită și foarte bine și mult ajutată pentru a reuși să câștige și acest meci. Cred că i-ar fi foarte, foarte greu după așa o chestie să revină și să reușească să mai joace bine. Cred că va fi foarte bine reprezentată, având în vedere și cineva, și acei care o fac cu inima ușoară, pentru că știu că este o sportivă curată. Ce părere aveți de subiectul ăsta? Evident că lucrurile acum sunt la început și în momentul în care va începe judecarea acestui caz, până la decizia finală de suspendare sau, mă rog, altă decizie, lucrurile vom tot afla amănunte. Iulian. Păi, e de comentat. Acum depinde ce aș spune eu dacă aș avea problemele astea. Am luat sau n-am luat? Cum poate să-ți apară așa ceva la un control? Poate să-ți apară așa de nicăieri? Da, cum adică? Păi de asta spun. Nu. Și atunci ce să faci? A fost în corp. Tu spui dacă a ajuns acolo în mod premeditat, adică cu știința Simonei Halep sau fără ca ea să știe, că astea, după părerea mea, sunt cele două variante. De eroare nu e cazul, pentru că și proba și proba B au fost pozitiv. Tocmai de asta, nu s-a făcut anunțul după rezultatul primei probe, pentru că s-a așteptat confirmare. Nu, o vitaminizare, iau sportivii această vitaminizare. Da? Asta nu e vitaminizare, ce da, și la Halep. Dar cum ajunge, că de asta vreau să știu și eu, cum ajunge acea substanță să fie în corpul tău? Ți-o pune cineva în pahar fără să știi? Păi de asta spun. Sunt două variante. Fie ei cu bună știință, tu crezi că sportivii care s-au dopat toți în necunoștință de cauză sau doctorii le-au pus? Deci asta e o variantă? Numai 5, 16 ani, 17 ani să nu știi ceea ce faci. Păi să puțin și crezi că alții... Eu nu spun acum că Halep s-a dopat cu premeditare, dar spun ipotetic. Noi vorbim acum ipotetic, că nu știm ce s-a întâmplat. Da? Sportivii care s-au dopat au făcut-o toți fără să aibă habar, adică Armstrong, de exemplu. Armstrong poza și el la început într-un nevinovat și spunea, nu știu ce se întâmplă, cum să apară. După care a spus cu subiect și predicat ce s-a întâmplat și acolo a fost o chestie sistematică. Adică dacă vedeți documentarul ăla în care el povestește cum se dopa, realmente te închine. Adică nu ai altă... Când îi spunea medicul pe și zice, mâine cum ne dopăm? Păi zice, în timpul cursei.
și am să o găsi aici nebun, cum în timpul cursei. Zice, simulăm un accident, chemăm caravana și zice, te băgăm acolo și acolo o facem. Că zice, să așteaptă cel mai puțin să facem lucrul ăsta atunci. Și atunci ne e cel mai la îndemână, absolut uluitor. Adică asta așa am făcut, când mi-am adus aminte de cazul ăsta al lui Armstrong, care a fost și la nivel înalt de atâtea ori câștigător al Turului Franței. Repet, sau, pentru că ea acolo postează în ieri, când face anunțul, că se simte trădată. Chestiunea asta mă duce cu gândul că, practic, cineva, evident, medic sau ce echipă are ea... Păi de asta i-a pus cineva în sticla cu apă sau în vitamine. Nu, dar nu asta. Tu dacă ești bolnav, ești, să zice că ești sportiv, încă fotbalist, și ai o problemă. Tu ești medic, nu? Exact. Și medicul spune, păi ia asta și ia asta. Și tu zici, tu habar n-ai. Tu zic, da, dar... Cum să știi, pe după ai trecut numai 20 de ani. Te uiți pe net, găsești orice îți dă. Nu, Iuliane, te uiți pe net. Păi dacă numai, e o chestie care mai... până cauți, cum adică n-ai încredere în medicul cu care lucrezi? La nivelul ăsta, eu n-aș avea încredere. Păi eu știu, poate greșești și Halep, exact cum spunea și Marcu, e la primul turneu la care se ducea. E pe final de carieră, de 31 de ani. Păi de asta zic. E normal, trebuie să cauți tu să... Acum îți dai seama că nu știu ce relație, de ce să se simte Cred că trebuie, ea trebuie să se focuseze pe antrenamente, pe alte lucruri. Medicul este responsabil de tot ce înseamnă medicație, alimentație și așa mai departe. Da. Eu cred că noi suntem responsabili și trebuie să fim atenți. Nu știu, de Chivu povestea când era jucător la Inter. Și nu știu, era într-un interviu în care s-a ajunsese la chestiunea asta. A zis că el când se ducea, de exemplu, în oraș și își cumpăra un gel de păr, poza eticheta și o trimitea medicului. Și zicea, e ok? Că gelul ăla putea să conțină anumite chestiuni când se dădeai cu apă și cu asta să țintă și medicul s-a uitat și zicea, e ok. Iar. Adică el arăta că cele mai mici detalii erau verificate de medic. Nu mai spun de pastile și de alte lucruri. Vom vedea ce... Da, nu. E un caz de urmărit. Important este că Simona în ultima parte a carierei a avut acea cădere grea, de unde foarte puțini au crezut că se mai poate ridica. Ei bine, cu efort, după un an și ceva, doi ani, ea a luat-o pe o cursă și o variantă ascendentă și a început să urce și a urcat și a urcat și cu rezultate bune. Acum, după ce te-ai redresat, ai venit din nou în top, să ajungi să riști și să faci ceva cu bună știință, chiar nu cred a fi o variantă la care s-a ajuns. Cred totuși că este o greșeală, o greșeală a staff-ului, o greșeală a cuiva. Dacă și ea prin declarație spune că se simte trădată, cred că aici a bătut. Da. Vom vedea ce va